Videoclipul acesta cel mai probabil va schimba multe vieți și sincer să zic, cred că e videoclipul meu preferat din această serie, deoarece informațiile pe care ți le voi oferi în acest videoclip sunt pur și simplu incredibile. Asta e probabil singur cuvânt pe care le pot descrie deoarece în acest videoclip îți voi oferi tot roadmap-ul, tot planul de a ajunge de la 0 la 100.000. De euro în revenue pe care îl vei genera în următoarele luni. Acum, probabil ți se pare o sumă incredibil mare, ceea ce pentru foarte multă lume este. Însă mai important decât suma aceasta de 100.000 de euro e procesul prin care vei trece și pot să spun din experiența mea odată ce am ajuns să fac primii mei 100.000 de euro tot ce s-a întâmplat după a fost pur și simplu o floare la oreche și o să spun asta destul de des în videoclip din motive foarte foarte bine întemeiate dar până să ajung acolo până să ajung la acest obiectiv viața a fost destul de grea trebuie să ionesc cu tine și am eșuat foarte mult am eșuat de fapt în orice am făcut o grămadă de greșeli de care sunt foarte, foarte recunoscător, motivul pentru care cred că sunt calificat să-ți vorbesc în față, cred că mi-am oferit destul de mulți ani de greșeli astfel încât să pot să reușesc într-un final. Iar ceea ce îți voi oferi aici e exact, exact ceea ce mi-aș fi dorit să fi știut înainte, să fi pierdut vreo 3 ani o grămadă de lucruri, să-mi fi pierdut banii și resursele și nervii și viața socială. <laughs> Dar mă bucur să te am aici, o să-ți reamintesc de faptul că la fiecare videoclip voi oferi 100 de euro unui norocos. Dă like, lasă un comentariu, dă un share pe story, dă-mi un tag în primele două ore de la postarea videoclipului, iar ziua următoare voi anunța câștigătorul pe Instagram-ul meu, așa că fii atent la story-uri. Haide să începem! Roadmap-ul de la 0 la 100 de mii. Let's get it. So, asta vă va schimba complet viața, deoarece nu doar că vă voi da pas cu pas ceea ce trebuie să faceți în funcție de obstacole pe care le aveți și în funcție de ipostazele în care vă aflați, însă vă voi oferi framework-ul, sistemul întreg prin care să ajungeți la această sumă în cel mai eficient mod posibil. Așa că haideți să facem o mică cunoștință din nou și să îți spun câteva lucruri despre mine și cu ceea ce mă ocup. So, în ultimele 16 luni am creat două afaceri incredibile de 7 Cifre. Acum când spun 7 cifre, afacerile mele îmi vor genera 7 cifre anual based pe reveniul pe care l-am acum, adică pe venitul pe care l-am în fiecare lună. Iar asta s-ar numi în metrici de business un ARR, un ARR, Annual Recurring Revenue care a trecut de 7 cifre și sunt extrem, extrem de recunoscători de acest lucru. Prima companie este Kaizen, este agenția unde creăm sisteme de client acquisition pentru clinici stomatologice. Lucrăm doar cu clienți din afară, motivul pentru care agenția mea nu e neapărat cunoscută în România. Totuși, ce am reușit să facem cu Kaizen într-un singur an, deoarece am început Kaizen în februarie 2021. A fost incredibil, am o echipă incredibilă acum care se ocupă cu majoritatea lucrurilor de care eu m-am ocupat la început și care au fost incredibil de dificile, dar afacerea asta a fost foarte, foarte ușor de, de, de crescut, foarte ușor de scalat și să și explic de ce. Apoi avem a doua mea afacere, Zero to Agency, care s-a născut din pasiunea mea pentru Kaizen, pentru acest model de business, unde practic suntem un incubator de persoane care vor să înceapă o agenție sau care au deja o agenție și vor să o scaleze, oferim un training de 8 săptămâni precum suport continuu și putem spune că suntem cei mai de succes din România la acest lucru și probabil în curând vom deveni cei mai de succes din toată lumea, deoarece suntem doar de 3 luni cu acest program și deja sute de studenți din programul nostru au rezultate incredibile și le vei vedea aici în The Path of the Digital. În ultimul an am generat în medie 67.000 de euro în fiecare o lună la doar 19 ani. Acum această sumă este în profit după taxe, după toate cheltuielile mele, după tot ce am făcut și uh, după toate luni în care am avut un profit considerabil, iar în, ultim, în ultimele luni, sincer, a fost foarte, foarte crazy, deoarece și Zero to Agency și Kaizen îmi ating peste 100.000 de euro pe lună în revenue, ceea ce era ceea ce așteptam de foarte, foarte mult timp, snowball efectul ăsta. Iar tot ceea ce spun aici e cu un singur scop, în primul rând de a te motiva pentru că am ajutat mii de oameni, mii de tineri să facă mii de euro online de la zero, fără să fie nicăieri înainte, fără să cunoască nimic pur și simplu din informațiile gratuite pe care le-am oferit și de asemenea fac chestia asta doar pentru că știu exact unde te afli și vreau să împărtășesc povestea mea încă o dată cu tine deoarece vreau să înțelegi că nu am pornit doar de la zero, am pornit din fundul zeroului, dacă pot să pot să spun așa. So, în 2015 aveam o poză cu Rareșel cel grăsunel, deoarece pe la 13 ani eram un copil destul de grăsuț. Toată lumea spunea că sunt grăsuț, sunt pufos. 10 luni mai târziu, Rareș a suferit de anorexie. În doar 10 luni am ajuns la jumătatea din gre... aproape jumătate din greutatea mea corporală. Eram foarte, foarte aproape de moarte, iar lucrurile nu arătau foarte bine pentru mine atunci. Însă, 6 ani mai târziu, <laughs> sunt o bestie sexy și fac ceea ce îmi place, sunt mai liber ca niciodată și îmi iubesc extrem de mult existența. Motivul pentru care vreau să împărtășesc experiența asta cu tine, pentru că când am suferit de anorexie la 14 ani și când am reușit să mă recuperez de acest lucru, foarte natural mi-a venit acest simț să ajut și pe alții care trec sau poate sunt la risc să treacă prin experiența mea. Motivul pentru care încă de la 15 ani după ce mi-am descoperit pasiunea pentru gătit, mi-am început prima afacere, OutJoy, care este 100% vizibilă online practic aveam o obsesie pentru budincele de ovăz și am început să fac rețete destul de nebunești până când într-o zi am luat decizia să le împărtășesc cu colegii de la liceu. Am primit un feedback incredibil de bun, am început să dau câteva sample-uri gratuite, câteva măsuri gratuite de ovăz, tuturor le-a plăcut și am început așa să vând budinci de ovăz prin liceu, la profesori, pe la săl de fitness, toată lumea din din Bacău, de unde sunt eu originar, cumpăra budinci de ovăz, ceea ce pentru mine a fost incredibil, pentru că prima mea afacere a fost un succes și mi-a distrus în același timp și niște convingeri limitative, însă m-a învățat și cum să lucrez și cât de mult mă pot dedica pentru ceva care chiar îmi place, pentru ceva care chiar îmi oferă rezultate, însă îmi plăcea pentru că îmi oferea rezultate. La doar 16 ani după succesul cu OJ m-am mutat în București. Acolo, de fapt, m-am întors din nou de la 0, de la 0, pentru că pur și simplu am vrut să-mi iau toată responsabilitatea în mâini și să încrez un viitor. Dar nu sunt cu nimic mai special decât tine, doar am fost Destul de deștept încât să acționez și destul de stupit să cred că este posibil să reușesc și, din fericire, am reușit. Însă am început cu zero resurse, cu zero îndrumare, zero mentor, zero bani, zero bani de la părinți, zero părinți băgați sau părinți politicieni. Chiar am un podcast cu mama mea pe care l-am făcut în care am vorbit transparent de tot procesul. Am fost foarte, foarte transparent și când nu aveam nimic și în, în momentele în care am reușit să fac câteva lucruri. Dar am, am plecat de unde puțin oameni pleacă și am reușit să fac toate aceste lucruri, nu pentru că am avut aceste lucruri, aceste beneficii, pentru că nu le-am avut, ci pentru că pur și simplu am avut drive am eram foarte foarte flămând, eram flămând să ating succesul, dar pentru că eram doar flămând și nu aveam nicio abilitate reală, nu aveam niciun, niciun skill real, timp de 3 ani mi-am pierdut o grămadă de... Timp, o grămadă de bani, o grămadă de emoții, ani în care puteam să evoluez incredibil de rapid, iar după un singur an în care mi-am dat seama de fapt ceea ce trebuie să fac și pe ce ar trebui să mă concentrez, rezultatele au fost destul de bune, au fost minunate chiar. So, nu doar mă prefac că știu unde te afli, pentru că am trăit-o, am trăit-o în cele mai urâte ipostaze posibile, dar ipostaze de care sunt mereu recunoscător pentru că am învățat enorm de mult din toate experiențele pe care le-am avut și da, încă, încă mă gândesc probabil dacă nu aș fi trecut prin acele experiențe, prin toate aceste greutăți, probabil nu aș mai fi fost persoana care sunt acum, persoana care îți vorbește acum în, în fața camerei, dar roadmap-ul de la 0 la 100 de mii poate să fie ușor, poate să fie foarte, foarte clar și asta vom face împreună. Aici am creat într-un mod amuzant practic harta noastră, pașii pe care va trebui să-i punem în practică pentru a ajunge la 100.000 de euro în cel mai eficient mod posibil. Charlie Munger ne spune că primităi 100.000 de dolari vor fi cei mai dificil după totul va fi floare la oreche. Charlie Munger, by the way, e, partenerul de investiții al lui Warren Buffett. Cei doi dețin Berkshire Hathaway, iar Charlie Munger chiar a fost foarte specific cu acest citat, deoarece e cazul la cei mai mulți dintre antreprenori, cei care încep de la zero ajung într-un final la 100 de mii și de acolo pur și simplu tot explodează. Presupun în momentul de față, însă te voi ruga pe tine să faci această alegere pentru mine deoarece îți voi da niște criterii, însă în momentul de față cel mai probabil te afli între 0 și 1000 de dolari. Ești la acest prag și îți dorești mai mult, dar dacă ai face singur ar fi de 100 de ori mai dificil, însă pentru că o faci în the path of the digital va fi de 100 de ori mai amuzant și mai distractiv. Acum, toată lumea crede că pentru a genera 100.000 de euro, pentru a genera 10.000 de euro pe lună, pentru a genera un milion de euro, ai nevoie de lucruri foarte fancy, ai nevoie să ai IQ 300, să reinventezi roata, să faci următorul Facebook, ceea ce e pe departe de adevăr, e, e foarte, foarte departe de adevăr. Pentru a genera primii tăi 100.000 de dolari, vei avea nevoie doar de, actually, 3 lucruri. Vei avea nevoie de un vehicul, vei avea nevoie de un profil al clientului și mai avem nevoie de doar un singur canal de trafic. Acestea sunt cele trei lucruri de care avem nevoie. Iar când vine vorba de a face 100.000 de dolari, avem câteva metode foarte, foarte simple. În primul rând putem vinde un produs sau un serviciu de 10.000 de dolari la 10 oameni, putem vinde un produs sau un serviciu de 1.000 de dolari la 100 de oameni, putem vinde un produs sau un serviciu la 100 de dolari de, la 1.000 de oameni și un produs sau un serviciu la 10 de dolari la 10.000 de oameni. Însă sunt aici să-ți ofer cea mai eficientă metodă posibilă, așa că de fiecare dată când îți voi da câteva opțiuni, voi și alege metoda corectă pentru tine. Din toate aceste opțiuni avem doar două metode care ne pot aduce la 100.000 de euro în cel mai scurt timp posibil. Și anume, primele două variante. Vinde un produs sau un serviciu de 10.000 de dolari la 10 oameni sau un produs sau un serviciu la 1.000 de dolari la 100 de oameni. Nu vrem să ne aruncăm către un produs sau un serviciu mult, mult prea ieftin, pentru că va fi mult mai greu să aducem acel flux de clienți și va trebui să ne petrecem mult mai mult timp să dezvoltăm abilitatea aduce o, un flux mult mai mare de clienți, o, un, o cantitate mai mare de oameni interesați de produsul sau serviciul nostru. Acum, când vine vorba de acel vehicul, când am spus un vehicul, nu mă referam la o mașină sau la un bolit, mă referam la pur și simplu chestia pe care o vom folosi pentru a ne duce din punctul A în punctul B, adică noi suntem la 0 și vrem să ajungem la 100.000. Acum, e foarte important să înțelegi încă de la început ce vehicul alegi, pentru că poate vei da de un teren off-road, însă tu ai ales încă de la început crezând că trebuie să mergi foarte foarte rapid, ai ales un Lamborghini. Însă cel mai probabil Lamborghini nu va face față unui teren off-road, ceea ce înseamnă că va trebui întâi ca să descoperi care terenul potrivit și care în primul rând este și bolidul potrivit, va trebui să-ți înțelegi punctele forte și cât de mult poți să te dedici sau care sunt resursele tale. Însă, pentru că suntem începători, o să mă pun în locul tău, suntem începători, avem zero, zero viață, zero resurse, zero tot. E ca și cum am început un joc de la zero. Motivul pentru care modelul ideal de business pentru un începător în 2022 are câteva caracteristici esențiale. În primul rând, prima caracteristică, câștigurile unitare. Adică cu cât vinzi un produs sau un serviciu. Iar când vine vorba de modelul ideal de business, îți recomand să ai câștiguri unitare între 1500 de dolari și 10.000 de dolari, pentru că asta va face mult mai ușor procesul de scalare, va face mult mai ușor să-ți vinzi acele produsele sau serviciile, pentru că vor fi văzute mult mai de valoare. După cum spune marele marketer Dan Kennedy, e un beneficiu uriaș să fii cel mai scump de pe piață, însă nu e niciun beneficiu să fii cel mai ieftin de pe piață. Apoi, alt criteriu, capital de început aproape zero. Văd o grămadă de începători care pur și simplu eșuează doar pentru că nu s-au gândit mult mai bine la o decizie înainte să acționeze și au început un model de business de împotrivit pentru ei și au irosit toate, toate economiile, au pirosit o grămadă de timp și desigur s-au enervat și într-un final au renunțat. Nu vrei să ți se întâmple asta. Apoi avem marja de Profit între 60 și 98%. Vrem să lucrăm pentru ceva, vrem să ne vină bani în buzunar, vrem să ajungem la o libertate. Iar dacă modelul de afacere pe care îl alegem nu are o marjă de profit bună, nici stilul nostru de viață sau creșterea afacerii nu, nu vor fi bune sau ușoare. Apoi avem cerere și ofertă. Cerere uriașă adică există o cerere fără precedent în piață pentru acel serviciu sau pentru acel produs, de asemenea acel produs sau acel serviciu poate rezista în fața unei recesiuni, în fața unei crize și va reprezenta o nișă sau o piață evergreen, adică care va fi mereu. Apoi avem metode de livrare, ușor de livrat către, poate mediu, o dificultate medie de livrat, deoarece va trebui să oferim într-un fel sau alt un plus de valoare pentru a face bani, trebuie să oferim ceva în schimb, în un schimb de valoare. Apoi ca ultim criteriu, tipul de colaborare unde poți să ai libertatea să alegi cum vrei să colaborezi. Ceea ce e un lucru foarte, foarte priceless motivul pentru care, după ce ți-am explicat în o grămadă de alte videoclipuri și ți-am mai explicat -o încă o dată aici, e foarte ușor să concluzionăm că modelul ideal de business pentru un începător în 2022 este o agenție online ce oferă servicii bazate pe performanță, adică ROI based, pentru afaceri mici, medii și mari. Așa că am bifat primul lucru de care avem nevoie în călătoria noastră de la 0 la 100.000 de dolari vehiculul nostru ideal este o agenție online. Apoi avem nevoie să identificăm al doilea lucru de care avem nevoie pentru a ajunge la 100.000 de dolari. Urmează profilul clientului ideal, adică ICP-ul. Cum alegem cu cine să lucrăm? Și sunt câteva criterii foarte bine determinate pe care le putem studia pentru a alege persoana cu care să lucrăm. În primul rând, clientul nostru ideal are venituri de cel puțin 10.000 de dolari pe lună. Pentru că, dacă are venituri mai mici decât atât, nu va putea să ne plătească. Îi va fi dificil și cel mai probabil va fi reticent cu banii lui. Ceea ce înseamnă că trebuie să aibă cel puțin venituri de 10.000 de dolari pentru a îți putea permite să plătească minim 1.000 de dolari. Apoi avem o industrie în, în creștere, cu viitor. Nu ne putem adresa unui client sau nu vrem să lucrăm cu o afacere în care piața în care se află e pur și simplu în declin. Nu mai există cere, nu mai există o creștere în cerere și nu mai rezolvă probleme reale, motiv pentru care ar trebui să ne ținem deoparte de acest tip de afacere sau acest tip de client. Apoi, avem marja de profit care trebuie să fie peste 50% însă cu siguranță pot fi excepții pentru că sunt afaceri minunate care într-adevăr au o marjă de profit mai mică însă deoarece au un reveniu foarte mare marja profitul care le vine în afaceri e un profit incredibil de bun. Apoi avem AOV mare adică Average Order Value produse sau servicii high ticket. La fel ca valoarea unitară, ceea ce vinde potențialul tău client să fie ceva high ticket. După care avem o companie reală, în startup, dacă vrei să-i plătit și dacă vrei să ai succes ca agenție, ferește de startup-uri. După care, înfometat după creștere, și prioritizează progresul. Vrei ca clientul tău ideal să relaționeze cu tine? Vrei ca clientul tău ideal să aibă câteva lucruri în comun cu tine și personal? Atunci când ne aleg un client, mă uit foarte, foarte atent la detalii, mă uit la care poate sunt pasiunile lui, dacă face sport, dacă e pasionat de, de antreprenoria, de ceea ce face. Toate aceste detalii contează foarte mult, mai ales atunci când vine vorba de creșterea unei afaceri. Acum sunt câteva nișe pe care trebuie să le eviți neapărat. Și acești niște sunt restaurante mici care au o marjă de profit incredibil de mică, startup-uri pentru că sunt foarte mari șanse ca acele, acele startup-uri să nu rezolve nicio problemă reală, iar tu într-un final să nu fii plătit, iar în ultima nișă pe care ți-o recomand să o eviți este combinatozaurii. Și acum nu o să mă leg neapărat de, de o industrie, ce mă leg mai mult de tipul ăsta de, de, potențial client. Cel care vrea mereu să te îmburlige la plată, vrea mereu să să, să faci lucrurile în felul lui Fără să respecte programul Sau fără să respecte modul de muncă Face lucruri destul de dubiase Vrem să ne ținem deoparte De acest tip de clienți Deoarece nu, va, nu ne va face niciun fel de favor Și mai mult ne vom pierde timp Timpul chiar poate și banii pe acest tip de clienți. Însă sunt câteva nișe evergreen, un cuvânt pe care l-am uti mai utilizat în videoclipul ăsta și care se referă la o nișă care e o nișă sănătoasă și va avea longevitate, va avea continuitate în lume. Iar aceste trei nișe sunt simple, e health, tot ce ține de industria de medical, de pharmaceutical, tot ceea ce înseamnă să ai grijă de sănătatea ta, de frumusețea ta, de corpul tău, etc. Apoi avem wealth, unde ne referim la bani, tot ceea ce înseamnă de domeniu financiar, cursuri financiare, investiții, etc. De asemenea, Putem vorbi și de investiții precum real estate, crypto, stocuri și așa mai departe. Iar într-un final avem relationships, tot ceea ce înseamnă de relații interomane. Mereu vom avea nevoie de relații interomane, motivul pentru care mereu va exista o nișă care va rezista, indiferent de criză, recesiune. Acestea sunt nișele care vor rezista. Acum o să dau câteva exemple specifice de nișe bune pe care le-ai putea încerca. În primul rând, industria medicală, deoarece eu activez în această industrie și cred că eu industrie minunată și poți crea un impact foarte fain dacă lucrezi în, într-o industrie medicală. Apoi avem agenți de real estate, companii cu panouri solare, magazine offline de succes, branduri de e-commerce, foarte important, branduri, nu orice shop de e-commerce, branduri, asta contează în momentul de față deoarece drop dropshipping-ul și alte tipuri de business-uri nu mai au cum să reziste în momentul de față. Apoi avem firme de, avoc de avocatură și firme de construcții, dintr-un singur motiv, acestea au Cifre de venit mari și un FAOV mare, motiv pentru care am ales să le precizez în această listă. Bun! Avem al doilea lucru bifat de pe lista noastră de la 0 la 10.000 de dolari. Apoi avem profilul clientului nostru ideal, Growing Business. Avem deja vehiculul, avem profilul clientului ideal. Mai avem nevoie de al treilea lucru pentru a ajunge la 100.000 de dolari. Canalul de trafic. Cum aducem trafic? Adică atenție care se va converti în bani. Cum am menționat de foarte multe ori și după cum se numește acest eveniment, The Path of the Digital, toată lumea tranziționează în mediul online. Motivul pentru care cine are atenție, mai ales din mediul online, și reușește să-ți mențină atenția respectivă, e persoana care va face cei mai mulți bani. Motivul pentru care va trebui să atragem atenția în cel mai corect mod posibil pentru a ne atrage clienții noștri ideali. Acum vor fi două tipuri de marketing pe care le vom face pentru a atrage acești tip de clienți. În primul rând va fi vorba de inbound marketing unde ne putem utiliza de social media gratuit sau plătit. Adică ne putem ocupa de conținut, de creare de conținut și să fim o prezentă socială consecventă sau pur și simplu putem să cumpărăm reclame, să facem media buying, reclame pe Facebook, pe TikTok, pe Instagram, LinkedIn, Twitter, etc. Și le putem utiliza pentru a aduce persoane să fie interesate de noi, ca apoi să îi transformăm în potențial clienți. De, de asemenea, un alt tip de inbound marketing sunt case study-urile, web, news, blogs, podcast, webinars, e-books, etc. Deci toate care, printr-un fel sau altul, funcționează ca un lead magnet, prin care oferă un plus de valoare și prin care faci oamenii mai curioși de soluția pe care ai tu supremă, ca apoi să cumpere acea soluție. Apoi avem outbound marketing, unde ne vom concentra doar pe outreach, adică cold emailing, call calling, call DMing, etc. Obiectivul nostru aici este să vină clienții la noi, nu să ne ducem noi la ei, însă, realistic vorbind, nu există inbound sau outbound mai bun. Ceea ce îți recomand să faci aici este să creezi o armonie între acestea două, deoarece uneori vei face rost de lead mult mai calitative pe outbound și uneori vei face rost de lead-uri mult mai ușor pe inbound. Cam asta este filozofia. Deci, în călătoria noastră de la 0 la 100.000 de dolari, ultimul nostru element era canalul de trafic, iar eu am răspuns la la acest element cu unde e ICP-ul. Adică, atunci când îți setezi profilul clientului tău ideal, adică ideal client profile, va trebui să cunoști tot despre clientul tău potențial, ceea ce înseamnă că va fi super ușor atunci când te vei lansa cu afacerea să te duci direct la clientul tău pentru că înțelegi unde își petrece timpul, înțelegi unde își dă atenția și tu vrei să fii exact acolo. So, în călătoria noastră de la 0 la 10.000 de dolari avem nevoie de vehiculul ideal care e online agency Profilul clientului ideal care e Growing Business și canalul de trafic care este ICP-ul care trebuie mult mai bine research. Acum, Ceea ce o să-ți dau un citat, dar nu e un, neapărat un citat, e un sfat pe care îl dau la multă lume care e mult mai sus decât mine și văd că chestia asta e aplicată de cei mai cunoscuți antreprenori pe care îi cunosc și anume faptul că până la un anumit nivel i-a făcut un anumit lucru, dar de la Nivelul acela pentru a trece la nivelul următorii s-a oprit din a face lucru pe care l-au făcut pentru a ajunge în prima dată la un nivel mai mare. Motivul pentru care putem rezuma la un singur lucru ce te a dus până la un nivel, în cele mai multe cazuri, nu te va duce la următorul ceea ce înseamnă că va trebui să elimin convingeri limitative, va trebui să elimin obiceiuri, va trebui să elimin ceva din identitatea ta, ca apoi să dai rezultate și în cele mai multe cazuri exact la fel și când vine vorba de a ajunge la 100.000 de dolari, va trebui să faci niște lucruri diferite pentru a te poziționa ca cineva autoritar, ca cineva care chiar face o treabă minunată. Acum, fiecare emoji pe care l-ați văzut pe harta noastră va fi un personaj. De exemplu, tocilarul va fi un entrepreneur, unde încep de la 0 dolari. Apoi avem fața în care zâmbește cu o lacrimă sunt începători între 0 și 1000 de dolari. Apoi avem producători între 1000 și 10.000 de dolari care au rezultate destul de consecvente, după care avem Top G care face între 10.000 și 100.000 de dolari, care e incredibil de disciplinat, are o echipă în spate, are o strategie de marketing foarte bună pentru ceea ce vrea să promoveze, deci toți vrem să ajungem în un momentul de față la Top G. Acum, ca să dau o descriere pentru fiecare, un entrepreneur, în cazul în care n-ai auzit acest termen înainte, E cineva care vrea să înceapă ceva, dar nu este conștient de deficitul de abilități care îl opresc din a începe un business. De ce nu mai multe ori ideea lor astăzi e exact aceeași ideea lor o, o lună. Nu s-a întâmplat nimic cu ea, n-a pus-o în practică. Apoi avem începător, de la 0 la 1000 de dolari, e cineva care este conștient de propriile lipsuri și încearcă să creeze un impact pozitiv în business prin a învăța abilități tehnice, în special marketing și vânzări. Odată ce tu ca antreprenor ai învățat marketing și vânzări, e cam inevitabil ca orice startup îl deschizi să, fie, să nu fie un startup de succes. Asta e regula. Asta e de fapt cât de puternic e domeniul ăsta astfel încât să fie plătit din ce în ce mai bine. După care avem producător care e conștient de propriile lipsuri și crează un impact pozitiv inconsistent prin abilități tehnice, în special marketing și vânzări. De exemplu, unii au o lună, chiar mai multe luni în care nu efectiv nu câștigă nimic și pur și simplu chestia asta nu le oferă niciun fel de consecvență în rezultatele pe care le au și vine cineva nu știu, în runda a treia un boxer și dă direct knockout persoanele respective care până la urmă a depus o grămadă de progres dar atunci când trebuia să dea progresul maxim s-a oprit atunci pur și simplu a devenit inconsistent cu rezultatele motivul pentru care vei avea nevoie de o soluție pentru asta. Iar într-un final avem The Top G, care e propriile lipsuri și creează un impact pozitiv, consistent prin abilitățile tehnice practice, în special marketing și vânzări. Deci, overall, odată ce înveți marketing și înveți și vânzări la perfecție, va fi incredibil ușor să nu vinzi orice ce faci după, orice recomanzi. Deci, e un avantaj incredibil de mare, iar tu poți să ai această creștere, poți să ai acest avantaj dacă în primul rând te identifici corect încă de la început cu băi ok, cu asta mă identific, sunt emoji tocilar și astea sunt soluțiile de care am nevoie și pe care trebuie să le aplic. De asta e foarte important când de la început să setăm care sunt rolurile noastre, unde ne aflăm și care sunt obiectivele noastre ca să putem să dăm cel mai mare randament. Iar acum am făcut o mică, încă un mic roadmap prin care să înțelegi cam care sunt pașii noștri pe care va trebui să-i punem la un punct. De la primul nostru client la 5 clienți și începerea unei echipe până la 10 clienți și echipa pe care am creat-o deja. Acum întrebarea mea e și vreau să văd chestia asta în comentarii. În ce categorie crezi că te afli acum? Ai o secundă să poți comenta în descriere. Înainte să intrăm direct în pâine cu fiecare rol și fiecare uh, categorie, Vreau să-ți dau un anunț foarte important și anume că pierdem 40% dintr-o informație nouă pe care o vedem sau auzim în primele 24 de ore. Motivul pentru care te sfătuiesc din tot, tot sufletul să iei notițe. Este esențial să iei notițe și e singurul lucru pe care te va ajuta să păstrezi informațiile din ziua ta într-un fel sau altul, deoarece videoclipurile nu vor sta pe YouTube și doar sunt postate în premiere. De asemenea, dacă iei notițe și ești foarte, foarte consecvent cu atenția ta, vei putea chiar să câștigi unul din produsele Apple de aproape 5000 de dolari, așa că fii incredibil de responsiv, ia-ți notițe, fii atent și vei ajunge unde vrei să ajungi. Prima categorie, Want Trepreneurs. Uf, știu, va, 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 lovi pe foarte multă lume această, această postare. So, entrepreneur Starter Pack e ceea ce numesc o masturbarea mentală, unde tu ca începător, ca viitor începător te întrebi ce ar trebui să începi, uh, ai auzit de niște câteva lucruri de de, de antreprenoria, de afaceri online și ce ai zis, ok, haide să încep cu ceea ce recomandă toată lumea, tată bogat, tată sărac, mai ales având în vedere că cât de mulți oameni bogați sunt cu adevărat în România și recomandând cartea asta după atât de mult timp, să vede de fapt unde e de fapt cultura noastră antreprenorială, după aia încep să faci o grămadă de binge eating, eating la Gary Grand Cardon, Cardone, Tai Lopez și mulți alții, poate chiar și aici. Marea ta problemă este telefonul pentru că ești incredibil de distras, motivul pentru care îți folosești incredibil de mult aplicații precum YouTube, TikTok sau Instagram. Deci ai grijă acolo pentru că cam vrem să prioritizăm persoanele care reușesc într-un fel sau altul să se deconecteze de Instagram. Apoi avem celelalte două lucruri, podcasturile care sunt sacre și avem cursuri online pentru că începem să devenim, devenim, mult mai buni, începem să, să facem chestii pe bune, motivul pentru care... Majoritatea oamenilor investesc într-un curs doar care să simte ei bine, dar uneori uită să îl mai aplice. Când vine vorba de un antreprenor, competența lui principală e nu știe ce nu știe, apoi convingerea principală a unui entrepreneur este faptul că nu cred că va ieși, nu este o persoană foarte optimistă, chiar foarte pesimistă și mereu încearcă să lungească deadline-urile, apoi avem caracteristici foarte precaut, avem abilități precum overthinking și timp face mereu overthinking. De ce spun foarte precaut? Pentru că un antreprenor nu e antreprenor sau nu e maestru sau nu mai știu eu ce, pentru că nu crede că îi va ieși, nu are acest, acel conviction, nu se numește, nu are acea încredere. Și pentru că nu are această încredere, pur și simplu ajută să fii incredibil de precaut, incredibil de speriat, să faci o grămadă de overthinking și îți va fi incredibil, incredibil de greu să semnezi clienți în astfel de mod. Acum avem aici un mic tweet pe care pe care l-am făcut acum ceva timp. Șansele de a avea succes cu idei pe care nu ai pus-o în practică sunt de 0%. Deci și șansele de a avea succes cu idei pe care ai pus-o în practică sunt de 10%. Tu alegi șanse de succes pe care ți le ofer pentru că asta depinde de tine și doar de tine. Probabil acum te întreb de ce majoritatea oamenilor se blochează aici, de ce nu foarte mulți oameni au afaceri de succes, mai ales afaceri online. Sunt trei motive principale. În primul rând stai cu persoanele potrivite și aici o să mă refer și la familie și la parteneri și la prieteni. Dacă persoanele din jurul tău nu sunt suportive, nu au încredere în tine, nu vor să-ți fie alături, nu vor să-ți ofere suport, nu vor să... vor și simplu rolul să își facă responsabilitatea de tovarăș, de cineva care ține la tine și crede că ceea ce vrei să faci tu e ceva normal, atunci înseamnă că acele persoane nu sunt potrivite pentru tine, chiar te pot ține pe loc. Și știu că ăsta e în foarte multe dintre cazuri motivul pentru care îți fac disclaimer de acum, dacă cineva, indiferent de cât e apropiat, stă în, în, în calea obiectivelor tale cel mai probabil persoana respectivă nu, nu te apreciază neapărat, nu te respectă, motivul pentru care stă în calea ta. Apoi avem, ești în siguranță și nu vrei să riști, pentru că în momentul de față poate locuiești la ai poate ai un job sigur, în ghilimele ai un job care te plătește și crezi că totul e roz, de fapt nu e. Și cu cât crezi că ești în acea zonă de confort și zona aia de confort te va duce într-un loc foarte înfloritor în viață, îmi pare să spun asta, dar nu e adevărat. Motivul pentru care va trebui să găsești metode prin care să ieși din acea siguranță, prin care să îi zici clerului că bă, trebuie să volăm, trebuie să facem ceva diferit. Iar într-un final îți este frică, îți este frică pentru că nu știi toate amănuntele problemei, îți faci o grămadă de griji, îți faci o grămadă de probleme în capul tău, însă Răspunsul meu pentru asta e simplu, e normal, e normal să îți fie frică, e normal să crezi că lucrurile nu vor merge neapărat, e normal acel lucru, însă dar trebuie să te gândești la faptul că băi, îmi doresc foarte mult chestia asta și o să trec peste frica asta și o să fie tot ok, ori o să rămân în frica asta, nu o să-mi pese să o înving și toată viața mea o să rămân mediocru și o să fac același lucru, gen. doar încearcă să măsori situațiile, nu vrei să ajungi în, în situația în care frica să-ți dicteze viața. Acum, soluția pentru aceste lucruri e actually simplă. Avem nevoie de circumstanțe Potrivită. și când mă refer la cei circunstanțe potrivite împreună mă refer la oamenii pe care avem în jur, la mediul în care lucrăm, am recomandat atunci când a venit vorba de crearea mediului de succes să ne ocupăm de biroul nostru, să avem grijă și să fie foarte igienic și să nu avem alte device-uri în jurul nostru, de asemenea avem nevoie să ieșim din zona de confort, ceea ce înseamnă că îți voi recomanda poate să semnezi un client din afara orașului tău sau pur și simplu să te apuci să semnezi un client orice ai face, să te apuci să faci ceva și să îți legi acel lucru de responsabilitate cuiva, pentru că dacă o faci doar pentru tine, cel mai probabil nu vei fi foarte responsabil. Asta e unul din hackurile pe care le utilizez să mă trez mai devreme. Îmi pun antrenamente dimineața, pentru că știu că mă voi simți mult mai prost dacă îl voi dezamăgi pe antrenorul meu decât să mă dezamăgesc pentru mine. Iar asta e un hack foarte, foarte util, motiv pentru care dacă ai probleme cu disciplina, ai probleme cu motivația și asta, trebuie să te pui în circunstanțe potrivite și va trebui să ieși din zona de confort. Asta e ce ai nevoie, mai ales atunci când ești ca entrepreneur, pentru că nu voiam să intru în detalii tehnice de agenții sau cum să încep modelul de business până când nu am discutat niște chestii foarte importante. Nimic din ce, ce o să-ți explic în continuare nu o să facă niciun sens dacă nu faci ceea ce am spus acum, dacă nu îți crezi circunstanțe potrivite și nu te apoci dracului de treabă. De aici începe partea cea mai juicy, deoarece de aici începem de la zero. Începătorul de la 0 la 1000 de dolari. Aici va fi partea cea mai cea mai bicică, să spun așa. O să fie partea cea mai puțin, puțin complicată. Nu pentru că e complicată în felul ei de a fi, ci complicată pentru că tu trebuie să faci niște lucruri pe care nu le-ai făcut niciodată înainte. Iar trebuie să treci puțin peste Zona asta de confort, am vorbit despre mindset până acum, am vorbit despre circumstanțele pe care trebuie să, le, trebuie să le creezi și lucrurile pe care trebuie să le faci ca să începi, însă aici e momentul să începi, aici e momentul potrivit dacă poți să-i spun așa, chiar dacă nu există momentul perfect sau potrivit, însă e momentul în care trebuie să începi chiar dacă vrei, chiar dacă nu vrei. So, de ce nu mai multe ori când vine vorba de începător starter pack, ce voi face un starter pack la fiecare categorie, am reprezentat această categorie prin mai multe mimuri. În primul rând avem uh, uh, un mim cu Bob Ross în care <laughs> am scris logo, semnătură, poze de profil, branding, apoi acel mim faimos cu Outreach și orice, alt, orice altceva. Web designer, YouTube fiind un work entrepreneur, apoi ai idei nouă, începi proiectul, le spui tuturor, dar nu mai termin proiectul. O să dau bully cu imaginea asta, chiar o să fie imenită să se dea bully la începători. Majoritatea care au auzit de modelul ideal de business pentru începători în 2022 uh, au început ideea de a, sau pur și simplu s-au gândit la ideea de a-l începe, însă, în loc să se concentreze pe cele mai importante lucruri sau lucrurile care pur și simplu mișcă treaba, îți, îți aduc rezultate care se pot vedea, în loc să facă chestia asta să concentrează pe orice altceva în afară de lucrurile pe care bine, trebuie să le facă. Și văd o grămadă de, de începători care, băi, deci le spun exact ce să facă, dar aleg să se concentreze pe un brand book, aleg să se concentreze să aibă cel mai frumos logo, să facă un website incredibil de pompos sau să facă orice altceva în afară să contacteze afaceri. Acum când vine vorba de începător de cel mai multe ori competența unui începător e știe ce nu știe și devine mai bun pentru că a înțeles că am ceea ce ar trebui să înceapă sau cel puțin a înțeles asta din The Path of the Digital. Acum convingerile dacă cineva a făcut-o și el poate, motivul pentru care se gândește să înceapă pentru că pur și simplu s-a gândit că dacă e cineva care face o anumită sumă de bani sau trăiește un anumit stil de viață pe care persoana respectivă vrea să-l trăiască, dacă persoana a făcut-o și el poate. Apoi caracteristici, e curios, vrea să vadă ceea ce se întâmplă, abilitățile e execuții oarbă deoarece încearcă să reinventeze roata sau cel puțin încearcă să fie fancy motivul pentru care ajunge să eșueze, iar când vine vorba de timpului și îl petrece în toate părțile, însă în special învățând marketing, vânzări și învățând overall. Dar asta cu în toate părțile o face cine chiar a înțeles ceea ce trebuie să facă, anume să înveți marketing, vânzări și learning, doar că e o diferență dintre a doar învăța și a doar executa. Majoritatea oamenilor se blochează la parte de început, la the starting part dintr-un singur motiv și anume faptul că se concentrează pe lucrurile greșite cum am spus, se concentrează pe orice altceva în afară de să contacteze afaceri, să își con construiască un mesaj pentru afaceri, să își construiască o ofertă foarte bună, toate lucrurile astea lipsesc și în loc să facă chestia asta, fac exact ceea ce crede că e cel mai important, dar care e de fapt cel mai puțin important, adică să se concentreze pe o semnătură pe poza de profil sau alte bullshit-uri Sincer zic, soluția cea mai bună în ipostaza asta de începător e următoarea: primul client. Asta e tot ce ai nevoie pentru a rezolva multe probleme. În primul rând, rezolvi problema de bă, dacă semnezi primul client, cu siguranță poți să-l semnezi pe al doilea deci îți distrugi o convingere limitativă. În al doilea rând, partea cu procrastinarea, cu lenea. Odată ce semnezi primul client, vei deveni dintr-o dată mult mai harding sau cel puțin așa ar trebui să fii. Pentru că odată ce ai responsabilitatea față de un client să-i aduci rezultate pentru că te-a plătit sau ai responsabilitatea asta să-i aduci rezultate ca tu să fii plătit, atunci lucrurile se schimbă. Iar soluția în cazul unui începător care își începe o agenție este să semneze primul său client. Iar Lucrurile astea sunt super ușoare pentru că până acum tot ce am discutat ne-a dus la către a ne ușura treaba asta cu a semna clienți, a genera profit în agenția noastră, pentru că în primul rând am identificat care e vehiculul nostru care ne va aduce acolo. Apoi am definit ICP-ul nostru, adică clientul nostru ideal, pentru că cu siguranță asta va ușura enorm de mult procesul de a semna primul client, ca apoi să identificăm canalul prin care vom face chestia asta, iar de cele mai multe ori, având în vedere că nimeni nu te știe, încep de la zero, va trebui tu să te duci după clienți. Iar până la urmă, chestia asta devine incredibil de ușoară odată ce înțelegi cine e clientul tău. Ca să știi cum să-l găsești, adică la modul că dacă vrei să lucrezi cu o clinică stomatologică, te duci pe Google și cauți clinici stomatologice, îți faci un research, vezi dacă poți găsi e-mailul ownerului sau e unei persoane care pare să fie o persoană din, din acea organizație care te-ar putea pune în legătură cu un decision maker sau chiar cu ownerul clinicii somatologice, îi faci un research, vezi dacă clinica respectivă face reclame sau nu, vezi ce face bine, vezi ce nu face bine, ai un amuniție, se numește acest lucru, ai amuniție în ce ține de faptul că afacerea respectivă are niște probleme pe care tu le poți rezolva, ca apoi tu să o contactezi într-un fel sau altul, să îi faci un awareness asupra celor pro probleme, ca apoi tu să îl bagi într-un meeting și să-i explici oferta ta, să-i explici soluțiile pe care le poți aduce și cum poți să aduce aduci să faci mai mulți bani. A as simple as possible, dar asta facem odată ce înțelegem cine este clientul nostru ideal. Apoi, producător. Aici vine partea mai juicy dintr-un singur motiv. Ai trecut de partea cea mai grea a întregului proces. Și o să fiu foarte, foarte onest cu tine. Cel mai greu lucru e la început să semnezi primul client. Odată ce ți-ai făcut curajul să contactezi afacerea, să intri și în apel cu client, ok, poate te refuză unul, dar continui să contactezi afaceri până când semnezi un client. Odată ce ai făcut chestia asta e foarte, foarte straightforward ceea ce vine mai încolo. Așa că dacă ai ajuns la partea de producător și te identifici cu această categorie, sincer, te felicit pentru că ești incredibil. Și de acum cum am spus, după ce am trecut de partea de, de a semna primul client, tot ceea ce înseamnă după va fi foarte, foarte simplu. Acum, am văzut o grămadă de defecte în, în ceea ce ține de producători starter pack și când vine vorba de cei care au început să aibă rezultate, dar nu au încă rezultate consecvente, nu au rezultate constante. Și m-am aflat acolo pentru o perioadă foarte lungă pentru că nu, nu avem idei cum pot să fac leverage. Asta va fi cuvântul nostru cheie în momentul de față. Ceea ce, la ceea ce mă refer prin leverage. Leverage înseamnă de a utiliza ceva la capacitatea maximă printr-o anumită înaltă. Practic leverage s-ar numi levier în limba română. Și aici am ilustrat acest starter pack. Am identificat acest producător starter pack prin trei mimuri. În primul rând, you have a problem, why not ask for help? Wait, that's fine. I'll just do everything. Și ultima, when you working hard for one hour, but you're still not a millionaire. Adevărul este că când vine vorba de producător starter pack, aici încep să se vadă niște rezultate, încep să faci câte mii de, or câteva mii de euro, încep să semnezi, ai semnat primul tău client, ai trecut la al doilea, patre, la patrulea, al treilea. Însă, -mi ceea ce văd cel mai greșit aici sunt câteva lucruri. În primul rând, persoana respectivă devine mai bun cu mai puțin efort, ceea ce e un semn pentru noi pentru că persoana respectivă e consecvent. Ești consecvent, începi să, produ să, să practici skill-ul ăla, începi să devii din ce în ce mai bun la el pentru că îl practici, pentru că aduci rezultate. Convingerea principală, dacă vreau să fiu bun, trebuie să fiu slab oricum la ceva caracteristici determinat, apoi abilitate adaptabil, vânzări și marketing și timp în toate părțile, dar mai complex. Și uite de ce spun mai complex. Persoana în cauză, producătorul, se simte din ce în ce mai competent. Adică a prins încrederea de a semna primul client, a adus chiar rezultate primului client și a văzut că poate să facă chestia asta din nou și din nou, începe să aibă mai multă încredere în el, începe să fie foarte, foarte încrezător în el. Însă ceea ce văd foarte des aici că Încep să aibă foarte mult încredere în ceea ce oferă, dar nu au încrederea de a delega acel lucru. Motivul pentru care ajung să își umple timpul cu câțiva clienți și să scaleze peste 10.000 de euro sau cel să ajung la 10.000 de euro e imposibil pentru că nu au, nu -au, au, curajul și pur și simplu nu, nu vor să treacă de partea de disconfort la faptului că trebuie să angajeze sau trebuie să mai împartă din responsabilitățile pe care le are. Aici o să dau actually un wireframe a ceea ce înseamnă o parte din agenția mea în momentul de față. Mi-am început agenția în februarie 2021 și după doar 4 luni în, cred că în iulie, am avut prima mea lună de 10.000 de euro pe lună. Însă până atunci angajasem doar o singură sau o, de fapt angajasem două persoane. O persoană care să mă ajute pe partea de appointment setting, adică să, să contacteze afaceri și să-mi facă rost de meeting-uri, ca apoi eu să intru în meeting cu ele pentru că eu mă ocupam de close. De asemenea aveam o persoană care se ocupa de partea asta de lead generation, deoarece celălalt serviciu pe care îl ofeream. Foarte, foarte creativ. Ideea că în timp agenția mea a ajuns la peste 100.000 de euro în revenue, iar acest lucru mi-a oferit cash flow-ul și chestia asta oricum s-a întâmplat datorită la acțiunea pe care am făcut-o, dar cash flow-ul ăsta mi-a dat puterea să pot aduce niște A-talents în, în echipă, ceea, la ceea ce mă refer prin A-talents, la niște oameni foarte excepționali, foarte capabili în skill-ul lor. Iar chestia asta m-a adus la a angaja o echipă de head, o, o, o să fiu cât mai concis aici. Există mai multe departamente într-o agenție, iar tu când vei începe, vei începe doar cu câțiva oameni, cu o echipă. Aici, ceea ce ți-am oferit în, aceast, în acest slide, e cam să înțelegi cum ar trebui să arate agenția ta la 100.000 de euro, pentru că am vrut să-ți ofer ceva care nimeni nu ți-a mai oferit. Era adevărul este că o agenție e împărțită în mai multe departamente, iar fiecare departament are un Head of Department. Acest Head of Department e, de fapt, acel A-player, acel A-talent acel om excepțional și responsabil care poate să fie responsabil pentru o echipă, care acest A-talent care este head of department să se ocupe cu echipa uh, de sub el, adică de exemplu dacă e un head department pe, pe sales, pe semnarea de clienți atunci cei care sunt sub el sunt appointment setterii, sales managerii și closerii, cei care fac treaba de a aduce bani în agenție. Iar apoi avem și un head of department al rezultatelor, al client results, unde ceea ce cine e sub acest head of client results sunt ad specialistii, data analiștii, și cei care în general aduc rezultate prin prestarea serviciilor noștri, no apoi avem poate un head of department al brandului agenției, unde avem un media manager, un video editor, un content creator. Acestea sunt doar câteva depart departamente dintr-o agenție de succes. Fiecare agenție de succes, cum am spus, are mai multe departamente, fiecare departament are un head of manager, un head of department și tu ce ar trebui mai important să ai tu este să angajezi as soon as possible un virtual assist, un VA. Acest VA practic face ceea ce îl înveți tu să faci, motivul pentru care va trebui să-ți petrești puțin pe timp timp să înveți acest VA să facă ceea ce vrei tu. Când mă refer la un viei și ceea ce trebuie să facă chestia asta, de cele mai multe ori sunt tascuri care îți fură din timp. De exemplu, tu poți să ai un head of departments care să vorbească cu tine după ce toate head of departments au făcut un raport și acel head of head of departments să asigură că tu înțelegi raportul și înțelegi care ar trebui să fie următoarele acțiuni. Dar, de exemplu, poți delega acest lucru unui virtual assistant ca virtual assistant cumva să-ți țină loc. Virtual assistant să-ți citească e mail să-ți trimită mesaje la e mail ce ar face un personal assistant, dar e virtual. Personal, ăsta e why în, un momentul de față framework-ul meu ca, fiind o agenție de 100.000 de euro pe lună în revenue. Acest framework m-a ajutat să cresc ca și companie și să pot să mă bucur foarte mult de viață pentru că am reușit să fac leverage. Însă, cu siguranță, chestia asta la început nu a fost foarte, foarte confortabil să-mi angajez pe un meu contractor, deoarece, mai ales dacă nu te cunoaște nimeni și mai ales dacă nu ai neapărat o sursă de cash flow prin care poți să răsplătești acel contractor cu adevărat, îți va fi puțin complicat, dar nu foarte complicat pentru că îi ține vorba doar de modul în care discuți. Iar despre asta vorbeam la începutul, la The Path of the Digital, când vorbeam că poți alege ce agenție vrei să-ți faci, dacă vrei să fii do-it-yourself sau done-for-you. Personal, din nou recomand să angajezi doar atunci când ai nevoie. Însă îți recomand de asemenea să nu uh, faci postpone, să nu amâni uh, acest lucru foarte târziu. Pentru că majoritatea oamenilor se blochează la producător, la în a aduce rezultate inconsistente pentru că au următoarele întrebări. Trebuie să cheltuiesc mai mulți bani, am destui bani să investesc în asta, nimeni nu o va face ca mine și care sunt prioritățile mele. O să încerc să îți strângi timp, o să încerc să faci din timpul tău, o să încerci să fii Superman, o să încerc să fii erou afacerii tale, o să zici că bă, eu sunt cel mai tare din parcare, eu pot să le fac pe toate, însă adevărul este că, din nou, o chestie care m-a durit și pe mine la început, dar o să fiu cu tine și pentru că vreau succes, adevărul că îți va ego, și acum nu se va întâmpla neapărat să dai de cel mai bun contractor din prima, pentru că vei încerca pe Fiverr, pe Upwork, pe TopTal. Dar te asigur că în timp vei deveni mult mai bun, pentru că trebuie să înțelegi un singur lucru, dacă vrei să devii bun la ceva, vei fi slab în început acel lucru până când îl vei face și va deveni nerezonabil să nu fii bun la acel lucru după atâta timp. Iar dacă vrei să devii bun la recruiting, la a angaja oameni în echipa și a găsi talente, cel mai bun lucru pe care îl poți face este să încerci să o faci. Asta e răspunsul cel mai bun. Iar de cel mai multe ori, soluția la acest nivel sunt oamenii. Ai nevoie de oameni pentru a face leverage, mai ales că ți-ai verificat, ți ai testat faptul că poți să semnezi clienți de unul singur și poate mai ai și da niște rezultate la unei clienți de unul singur, de unul singur, știi cu ce să mănâncă treaba, știi ceea ce vrei de la cineva, știi cum ar trebui să-și facă treaba sau care sunt rezultate pe care ar trebui să, să, le dea, motivul pentru care sunt de acord cu faptul de a, de a crea o agenție Dan for you încă de la început, adică să angajez încă de la început, totuși, din experiența mea, pentru că am învățat o grămadă de lucruri și mi-am pierdut o grămadă de timp singur până când mi-a făcut curajul să angajez, din experiența mea, incredibil de esențial, să știi și tu ceea ce vrei să oferi în agenția ta ca să știi ceea ce se cer de la oamenii care o să intre în agenția ta și asta va face procesul mult mult mai smooth, mult mai lin. Așa că soluția asta trebuie să o abordezi imediat ce ai făcut rost de niște cash flow ca apoi să reinvestești înapoi în putere de muncă care îți va oferi returnuri mult, mult mai bune. The top G! Între 10.000 și o de mii de dolari. Aici o să mă pun și pe mine, desigur, mai maestru pack. Cum am uh, identificat prima dată ce înseamnă maestru, maestru e o persoană care aduce rezultate consistente și când vine vorba de business, aduce rezultate consistente prin două sau trei acțiuni, prin achiziție, prin vânzări, prin marketing, lucruri care aduc în mod direct bani în afacere. Iar de cele mai multe ori, când ajungi un maestru, înseamnă că ai câțiva oameni sub umbrela ta, care te ajută să-ți crești afacerea. Focusul tău principal este să scazi constant uh, costul de a duce un client în afacerea ta, te concentrezi mult pe strategie sau coaching al echipei tale și să motivezi echipa și, de asemenea, te concentrezi să ai review-uri bune și să creezi un brand pozitiv al agenției tale. Astea sunt, în momentul de față, prioritățile mele. Chiar dacă am trecut de 100.000 de euro pe lună, nu doar, pe an. am ajuns să, să mă concentrez în mare parte zilele mele să să fie doar meeting-uri, să mă concentrez pe coachingul oamenilor, să mă concentrez pe ce oameni să mai duc în agenția mea și de cele mai multe ori am identificat aceste caracteristici la un top G și la mine. Competența e bun cu puțin efort, de exemplu, facem mari lucruri precum marketing, vânzări, reclame, poate chestii creative mult mult mai ușor. Putem vedea ceea ce funcționează mult mai ușor și nu ne complicăm prea mult. La convingeri avem consecvența ai totul pentru că am, am ajuns în acest moment disciplinați, pentru că am acționat și pentru că le-am le -am, le -am luat pas cu pas, motivul pentru care suntem consecvenți și vrem să devenim din ce în ce mai buni. Caracteristici principale, disciplinat. Avem în identitatea noastră acțiuni care ne, aduce, ne aduc rezultate, ca și cum ne spălăm zilnic sau o, o dată la două zile pentru că vrem să mirosim frumos și nu trebuie, nu, nu trebuie să avem motivație pentru chestia asta, o facem pentru că știm că e bine. Așa facem și noi vânzările și achiziția ca abilități principale. Iar timpul de cele mai multe ori e petrecut pe vânzări, angajări și coaching. Și asta o spun din experiența mea pentru că pe asta am concentrez majoritatea timpului acum. Sfatul meu pe care ți-l aș da în acest moment și mi-l dau în același timp și mie și tuturor care au început deja să dea niște rezultate și au competența asta, au, au încrederea în ei că poate să facă treabă, treabă. Timpul tău se va aprecia în timp. Te rog, nu întrerupe acest proces. Pentru Rares Gaitan. Am făcut greșeala asta din păcate, am făcut-o și mi-am dat seama destul de vreme ca apoi să mă pot concentra în continuare pe ce am de făcut. De ce nu mai multe ori soluția aici și majoritatea oamenilor se blochează aici pentru că au următoarele întrebări. E o oportunitate mai bună, deschid un alt business, am nevoie de ajutor și ce sisteme pot implementa și aceste patru întrebări se, se datorează unui singur lucru, un boost foarte mare de ego. Poate ai niște oameni în, în agenția ta care te pupă în fund la propriu nu e ceva rău, dar te apreciază foarte mult, încep să îți permiți lucruri pe care nu ți le-ai permis înainte, iar de cele mai multe ori, odată ce încep să ai încrederea asta că poți să faci bani și că ai făcut bani cu agenție și că ești de top G, va interveni și întrebarea asta să deschizi un alt business sau dacă e o oportunitate mai bună, ceea ce... Wow, costul oportunității să faci chestia asta e incredibil de mare. Doar gândește-te că de bea ai adus traction într-o companie să faci 100.000 de euro pe lună sau 10.000 de euro pe lună sau între 10.000 și 100.000 de euro pe lună nu e deloc mult, având în vedere că există jucători în același joc care fac un milion de euro pe săptămână sau un milion de euro pe zi. Și atât timp cât există acești oameni, tot ce ar trebui să faci este să-i să, să studiezi, să înțelegi cum poți să îți valorifici mai mult, mai mult, mult, mai mult informațiile pe care le ai tu și informațiile din agenția ta și cum pot să evoluez. Că până la urmă, majoritatea afacerilor și afacerile care sunt de top au un singur lucru ca beneficiu cel mai mare. Nu-i nu neapărat banii, nu sunt neapărat fondurile, cât sunt informațiile. Pentru că dacă nu există un information arbitrage, adică nu există acest leverage de informații pe care le avem, indiferent de fondurile pe care le-am avea, ele s-ar pierde pentru că nu avem destule de informații pentru a le putem manageria. Așa că majoritatea antreprenorilor la nivelul ăsta, majoritatea unor care se află la The Top G, suferă de ceva numit syndrome, shiny, shiny object syndrome în care sunt obsedați de o idee nouă sau vor să înceapă o idee nouă pentru că consideră ei că deja au devenit bun la ideea pe care au început-o și nu mai atât de exciting. Dar în singur sfat am aici, do the boring world. Soluția la acest lucru e focusul. Ai nevoie de focus, elimină distragerile, elimină orice combinatozaură care zice că există o oportunitate mai bună, pentru că adevărul este că nimic nu e mai bun decât lucrul la care lucrezi și lucrul care ți-a dat rezultate. Mai ales când ești pe o călătorie atât de bună și ai înțeles care e modelul ideal de business pentru începător, l-ai pus în practică, ai avut niște rezultate și i-ai dat bice. Adică, sincer zic că nu există neapărat o oportunitate mai bună, mai ales la nivelul la care te afli și în perioada în care te afli, pentru că o agenție e cel mai bun model de business care poate să-ți aducă și un cash flow minunat și tot ce ai nevoie. Așa că, te rog, focusează-te, fă-ți un favor, indiferent de cei în trend pe social media sau ce în trend la unul altul, dar gândește cât de mulți bani pierzi fiecare secundă în care nu te concentrezi pe ce ai tu de făcut pe ceea ce poate să-ți dea rezultate. Videoclipul ăsta a fost, cred că, life changing pentru majoritatea dintre voi, deoarece știu că o să vă uitați la videoclipul ăsta în viitor, într-un viitor foarte apropiat și ziciți: ok, Rareș a avut dreptate, sunt la nivelul ăsta și chiar am nevoie de ceea ce a spus Rareș pentru că asta se va întâmpla. Am fost acolo, am trăit-o pe pielea mea, știu cum e, însă totul va fi ok. Vreau să ai încredere în mine și știu că ceea ce am făcut aici te va ajuta enorm. E ceva ce nimeni n-a mai făcut în România, n-a mai făcut nimeni în industria asta din research pe care l-am făcut și am toată încrederea că dacă aplici informațiile din acest videoclip, din toate videoclipurile pe care le-am făcut, e inevitabil să nu ai propria ta afacere online 100% funcțională care să te plătească între 500 și 5000 de dolari în cel mai scurt timp posibil. Am toată încrederea, să spun acum. Așa că lasă un like, lasă un coment și un subscribe ca să-ți crești șansele de a câștiga 100 de euro doar pentru că te-ai la acest videoclip care ai făcut cu scopul de a îți aduce mai mulți bani sau îți aduce foarte mulți bani, deci te plătesc să faci bani și ne vedem în ultimul episod din The Path of the Digital. Sia.